sunt Iuliana Maranciuc și vă prezint știrile amiezii, iată care sunt cele mai importante subiecte. Republica Moldova va primi încă 42 de milioane de dolari din partea Statelor Unite pentru securitatea energetică a țării, anunță ambasadorul american la Chișinău. Ce presupune acest ajutor? Aflați în jurnal. Doi moldoveni care acum 7 ani au participat la furtul a 17 tablouri dintr-un muzeu din Italia au fost condamnați la 12 și respectiv 13 ani de închisoare de judecătoria Chișinău. Un pod important din punct de vedere strategic din orașul Melitopol, ocupat de ruși, a fost aruncat în aer. Moscova acuză un act de sabotaj din partea forțelor speciale ucrainene. Numărul cazurilor de viroze a crescut pentru a doua săptămână consecutiv. Agenția Națională pentru Sănătate Publică raportează circa 10.000 de îmbolnăviri în doar 7 zile. Spitalele pentru copii din capitală sunt arhipline. Sute de micuți sunt internați cu infecții respiratorii, spun medicii. Pentru a oferi tratament tuturor bolnavilor în secții, sunt amenajate paturi suplimentare. Acum 4 zile, micuța Miriam, de 9 luni, a ajuns la spital în stare gravă, fiind internată în secția de terapie intensivă cu insuficiență respiratorie. Mama copilei povestește că starea bebelușului s-a agravat brusc. Când am chemat ambulanța, avea deja insuficiență respiratorie. Avea viroz, presupunem că viroz, dar diagnoza era bronșită acută obstructivă. Tratam a 5-a zi. Totul era perfect până la un moment dat, când am înțeles că este cam vânăt sub ochi. Acum fetița se simte mai bine, spun medicii. La Spitalul Clinic Municipal numărul 1 din capitală sunt internați 120 de bebeluși cu vârsta de până la un an cu infecții respiratorii. Pentru a face față numărului mare de internări în secții, au fost amenajate paturi suplimentare. Pe parcursul ultimelor 4 săptămâni a crescut numărul de adresări și de internări a copiilor până la un an cu bronșolite, cu pneumonii. Copiii se internează cu forme grave a pneumoniilor complicate, cu insuficiență respiratorie, cu pleurizii minore. În unele cazuri copiii primesc tratament ambulator și nu în toate cazurile a fost eficient. Boala progresează și deci cazul acesta copilașii se internează în instituție. Numărul internărilor a crescut în ultima perioadă și în alte instituții medicale pentru copii din capitală, cum ar fi Institutul Mamei și Copilului și Spitalul Clinic Municipal Valentin Ignatenco. În continuare avem această presiune cu virozile, cu bronșolitele, cu bronhitele și pneumoniile, în special la copii. Este o situație sezonieră, dar cumva în acest an avem această presiune mult mai mare decât în anii precedenți. La primele simptome ale copiilor, cum ar fi febra înaltă, nasul înfundat, eliminările nazale, tusea seacă, dispnea sau slăbiciuni generale, părinții sunt îndemnați să apeleze la medic. Agenția Națională pentru Sănătate Publică informează că acum 2 săptămâni în țară au fost registrate aproape 10.000 de cazuri de infecții respiratorii, cei mai afectați fiind copiii. Totodată 44 de persoane s-au infectat cu virusul gripal, așadar numărul îmbolnăvirilor s-a majorat în ultimele săptămâni cu circa 15%. A crescut și numărul doritorilor de a se imuniza împotriva gripei sezoniere, fiind utilizate 70% din numărul total de doze disponibile. Medicii îndeamnă oamenii să rămână în continuare vigilenți, să poartă masca de protecție în transportul public și în locurile aglomerate și să se spele cât mai des pe mâini. Congresul de constituire a Partidului Mișcarea Alternativă Națională, înființat de primarul Capitalei, va avea loc pe 21 decembrie. În cadrul emisiunii În profunzime, Ion Ceban a anunțat că la următoarele alegeri locale va candida de pe listele MAN și nu intenționează deocamdată să participe la scrutin într-un bloc electoral. Ceban a negat că ar fi primit sprijin din partea Rusiei pentru constituirea partidului său. Nu vreau să merg neapărat să mă rog la cineva pentru lucruri elementare. Nimeni nu cunoaște detalii din culisele discuțiilor care se întâmplă la Consiliul Municipal Chișinău. Sperați că această mișcare vă va aduce o majoritate în Consiliu ca să puteți... În primul rând vreau ca oamenii care știu să construiască, știu să pună umărul la schimbări, să le poată și transforma. Cu cine mai sunt? Grupuri diferite de persoane, deci intelectualitatea, pedagogi, medici, sunt ingineri. Sunt și persoane cunoscute sau...
bună, în funcție de ce, ce înțelegem prin a fi persoane cunoscute. Lideri care, eu știu, sau oameni care... Sunt și conducători de instituții, inclusiv din municipalitate. Este echipa cu care muncim la primărie, deci cabinetul, cea mai mare parte din viceprimari, unii dintre șefii de direcții. Primarul Chișinău spune că formațiunea pe care o constituie și pe care o numește pro-europeană va participa pe cont propriu la următoarele alegeri. Veți candida la locale, pentru că ați spus că veți candida, nu e niciun secret, veți candida în calitate de lider de partid, doar cu MAN, sau veți face un bloc? Care sunt intențiile? Intențiile este să mergem să participăm la toate alegerile de acum încolo, împreună cu MAN. Atât. Atât pe moment. Înainte de a deveni primar, Ion Ceban spunea că nu se va implica în politică. Eu mi-am propus ca în această campanie și ulterior în primărie să fiu un om apolitic, fără implicări de ordin geopolitic. Ion Ceban a comentat și menționarea Partidului Mișcare Alternativă Națională pe lista sancțiunilor SUA și spune că nu are nicio legătură cu cetățeanul rus Yuri Gudilin, vizat de sancțiunile americane. Eu cred că foarte clar a explicat domnul ambasador a Statelor Unite la dumneavoastră în emisiune aici, faptul că nu este vizat nici domnul Ceban și nici Nu este vizat în sancțiuni, în sancțiunile impuse. Dar, nu este vizat în general. Formațiunea... În general, cum poate să fie vizat dacă nu există încă? Nu o să fie înregistrat, nu o să vorbim despre aceste lucruri. Deci dumneavoastră nu v-ați întâlnit cu acești oameni? Ba da, m-am întâlnit și nu numai cu ei. Și ce ați discutat cu ei? Pentru că... Discutat post-factum, am discutat foarte multe lucruri legate de strategie de dezvoltare a Chișinăului, de NMOL, de... au participat oamenii cu entitățile lor de afaceri la licitații, n-au câștigat. Eu mi-am făcut o anest campanie. Primarul Capitalei a anunțat crearea Partidului Mișcare Alternativă Națională în decembrie anul trecut. Înainte de a deveni primar, Ion Ceban a fost membru al PCRM, după care a trecut la PSRM. Doi moldoveni care în 2015 au participat la furtul a 17 tablouri dintr-un muzeu din Italia, valoarea cărora depășește suma de 17 milioane de euro, au fost condamnați la 12 și respectiv 13 ani de închisoare de judecătoria Chișinău. Cei doi nu și-au recunoscut vina. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Chișinău în decurs de 15 zile. Magistrații de la judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, au pronunțat sentința după aproape 7 ani de la reținerea celor doi indivizi. Aceștia au fost condamnați la 12 și 13 ani de închisoare, fiind învinuiți că în noiembrie 2015 au intrat în muzeul castelului vechi din orașul italian Verona, împreună cu alți indivizi mascați, cu cagule pe cap și înarmați, și au furat 17 tablouri. Valoarea acestora a fost estimată la 17 milioane de euro. Printre capodoperele furate se numărau lucrări ale cunoscuților pictori Tintoretto, Rubens sau Giovanni Bellini. După sustragerea tablourilor, cei doi inculpați s-au angajat să transporte tablourile spre Republica Moldova și Ucraina, după care să le pună în vânzare. Potrivit datelor din dosar, tablourile urmau să fie vândute cu 3 milioane euro, iar negocierile în acest sens erau purtate în Chișinău și Tiraspol. 4 luni mai târziu, după furtul tablourilor, autoritățile din Verona au anunțat că au reținut 10 moldoveni și 3 cetățeni italieni. Alți 3 cetățeni ai Republicii Moldova au fost anunțați în căutare internațională, iar organele de drept de la noi au inițiat o anchetă. Indivizii au fost reținuți în anul 2016, iar în 2017 dosarul a fost trimis în judecată de către procurorul P.C. Cox. Ulterior, autoritățile italiene au recuperat cele 17 tablouri care au fost găsite pe teritoriul Ucrainei, ascunse într-o pădure. Cei doi indivizi condamnați în țara noastră nu au fost plasați în penitenciar, întrucât hotărârea instanței nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Chișinău în decurs de 15 zile. Aceștia nu își recunosc vina. Poliția belgiană a descins la sediul Parlamentului European de la Bruxelles în cazul scandalului de corupție legat de vicepreședintele Eva Kaili. Aceasta este a 20-a percheziție din ultimile 4 zile în cadrul unei anchete privind plăți mari de bani pe care le-ar fi efectuat țara organizatoare a Cupei Mondiale 2022 pentru a influența politica europeană.
Poliția belgiană a efectuat noi percheziții în cadrul anchetei de corupție legată de Cupa Mondială din Qatar. Parchetul belgian a declarat că de vineri sistemele informatice a 10 birouri parlamentare au fost suspendate pentru a preveni dispariția datelor care ar putea fi de interes pentru anchetă. Scopul percheziției de ieri la Parlamentul European a fost confiscarea acestor date. În total, de la începutul anchetei au fost efectuate 20 de percheziții, 19 dintre ele în locuințe private și una în Parlamentul European. Până în prezent, poliția belgiană a arestat 4 persoane, inclusiv vicepreședintele Parlamentului European, Eva Kaili. Toate au fost acuzate de corupție și spălare de bani. Conducerea UE a condamnat ferm acțiunile celor implicați în scandalul de corupție. The enemies of democracy for whom the very existence of this parliament is a threat will stop at nothing. These malign actors linked to autocratic third countries have allegedly weaponized NGOs, unions, individuals, assistants and members of the European Parliament. Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunțat lansarea unei anchete interne. Eva Kaili a fost deja revocată din funcția de vicepreședinte al Parlamentului European. I also know that we are not at the end of the road. And we will continue to assist in investigations together with other EU institutions for as long as it takes. Corruption cannot pay, and we have played our part in ensuring these plans could not materialize. Autoritățile din Qatar au negat acuzațiile de comportament neadecvat și de implicare într-un scandal de corupție, considerând astfel de rapoarte false și fără temei. Forțele rusești au atacat ținte din estul și sudul Ucrainei cu rachete, drone și artilerie, a anunțat statul major general al Ucrainei. În timp ce milioane de oameni au rămas fără energie electrică la temperaturi sub 0 grade, rușii acuză ucrainenii că au aruncat în aer podul din Melitopolul ocupat, folosit pentru transportarea echipamentului militar de pe frontul de est. Un pod foarte important din punct de vedere strategic de la marginea Melitopolului ocupat a fost ținta unui atac și a suferit daune grave, potrivit imaginilor apărute pe rețelele de socializare. În imagini nu se văd urme de proiectile, cum s-a întâmplat pe câteva poduri din Herson în această toamnă, lovite sistematic cu lansatoare HIMARS. Rușii spun că forțele speciale ucrainene sau partizanii ar sta în spatele atacului. Primarul în exil al Melitopolului, Ivan Fedorov, a confirmat că a avut loc o explozie la podul din orașul aflat în sud-estul regiunii Zaporojie. Rușii foloseau podul pentru a transporta echipament militar de pe frontul de est. Circulația pe pod a fost suspendată. Tot aseară, în regiunea rusă Breansk, de la graniță cu Ucraina, rușii spun că au doborât o rachetă ucraineană, iar Iepava a căzut pe teritoriul unei zone industriale. Ну вот, последствия ночного прилёта. Осколки аж вон туда вон отлетели. И это вот такая яма, воронка. Deși Moscova spune că e vorba de o zonă industrială, în imagini se văd blindate. Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare a Ucrainei, Oleksiy Donilov, promite că vor urma și alte atacuri asupra unor ținte pe teritoriul rus. Între timp, rușii au lovit ținte din estul țării cu rachete, drone și obuze. 7 bombardamente și peste 50 de obuze au fost lansate în mai multe localități din Dnepropetrovsk. Nu s-au înregistrat victime, dar au fost distruse 10 de case. Și în Zaporojie a fost lovită o zonă rezidențială. O rachetă S-300 a lovit o clădire administrativă cu 2 etaje din localitatea Kupiansk din Harkov, iar ca urmare a izbucnit un incendiu. La Herson, o persoană a murit după ce o rachetă a nimerit într-o clădire rezidențială. Alte 2 persoane au fost ucise și 12 rănite în urma unui atac din regiunea Donetsk. Liderul separatist din Donetsk spune că mai mult de jumătate din regiune se află sub control rusesc. Донецкая Народная Республика, если брать территорию, то это немногим более 50%. Declarația sa vine în condițiile în care, după luptele aprige din regiune din ultimele săptămâni, nu este foarte clar care părți din Donetsk se află sub controlul Rusiei și care sub al Ucrainei. Rusia susține că forțele sale avansează treptat. Trupele ucrainene au respins în estul țării asalturi rusești asupra 12 localități din provinciile Donetsk și Lugansk, susține statul major de la Kiev.
Kiev în raportul său zilnic. Trupele ruse continuă acolo ofensivele asupra orașelor Bahmut, Avdiivka și Liman. Ucraina a eliberat Liman la câteva ore după ce Putin a proclamat anexarea Donețcului în septembrie. Armata ucraineană mai susține că trupele ruse înregistrează pierderi enorme în luptele brutale care au loc în estul Ucrainei, dar relatările de la fața locului relevă pierderi și în rândul trupelor ucrainene. Pentru prima dată în 17 ani, Vladimir Putin și-a anulat tradiționala conferință de presă de sfârșit de an. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului nu a spus care este motivul, precizând doar că liderul rus va găsi o altă oportunitate de a discuta cu jurnaliștii. Între timp au apărut zvonuri precum că recent Putin a căzut pe scări și urmează să fie operat. Canalele de Telegram ucrainene scriu că, de fapt, președintele rus nu are ce spune în condițiile în care, pe frontul din Ucraina, armata nu are mari succese, iar Rusia se confruntă cu sancțiuni și este izolată pe plan internațional. În următorii 4 ani, Statele Unite vor investi peste 60 de milioane de dolari pentru consolidarea securității energetice a Republicii Moldova. Din acești bani vor fi cumpărate echipamente, generatoare pentru spitale, sisteme de stocare a energiei și altele. Ambasadorul american în țara noastră a declarat astăzi că suportul vine pentru a ajuta Moldova să scape de dependența energetică. Astăzi, în Bucuros, s-a anunțat o investiție suplimentară de 42 de milioane de dolari în viitorul energetic al Moldovei, combinată cu investiția inițială a Statelor Unite de 17 milioane de dolari din martie. MESA va mobiliza acum circa 60 de milioane de dolari pentru a promova un sector energetic independent, durabil și corect. Ambasadorul SUA a subliniat că proiectul USAID, Securitatea Energetică a Republicii Moldova, vine să sprijine țara noastră în eforturile sale de a-și diversifica resursele energetice. Moldova se confruntă cu provocări energetice serioase din cauza a 30 de ani de dependență de gazul zi și energia electrică din Rusia. Pentru a contracara această provocare, Statele Unite și Guvernul Republicii Moldova lucrează în parteneriat pentru o viziune comună. Să rezolvă criza energetică imediată cu care se confruntă moldovenii astăzi. Să creeze o securitate energetică. Responsabilii au anunțat cum vor fi folosiți cei 60 de milioane de dolari. În primul rând, sunt investiți în capacități de experți, deci avem o echipă de 17 experți din Statele Unite și nu doar, care ajută atât în lucru cu Moldova Electrica, ANRE-ul, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, ca să grăbim procesele de elaborare și promovare a politicilor publice în acest domeniu. Suplimentar, vor fi investiți în tehnologie pentru Moldova Electrica, în special, ca să-și crească capacitățile de interconexiune, de activitate operațională, și să facă această companie mai performantă. Mai exact, urmează a fi procurate 10 drone de inspectare și depistare rapidă a defecțiunilor liniilor de transmisie, 50 de generatoare pentru spitale și alte instituții care prestează servicii publice, sisteme de stocare a energiei, dar și alte echipamente. Proiectul va fi implementat în următorii 4 ani. Cu un deficit record de 20%, proiectul bugetului de stat pentru anul viitor a fost votat în prima lectură de deputații PAS. Este o gaură uriașă pe care autoritățile spun că o vor acoperi, dar nu există surse clare. Cea mai mare parte a cheltuielilor pentru 2023 este pentru compensațiile la facturi. Proiectul de lege bugetului de stat pentru anul 2023 este elaborat în condițiile unor amenințări, provocări și constrângeri fără precedent pentru Republica Moldova. Războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, creșterea prețurilor pe plan internațional, intensificarea războiului hibrid împotriva Republicii Moldova, de asemenea promovarea politicilor care nu sunt sustenabile pentru această țară și nu duc la dezvoltare. Ministrul Finanțelor și-a început discursul anunțând prognozele economice ale FMI pe plan mondial, care se vor răsfrânge și asupra economiei Moldovei. Creșterea globală va încetini de la 6% în 2021 la 3,2%,
în 2022 și la 2,7% în 2023. Acesta este cel mai slab profil de creștere din 2001. Dar ar fi și o veste bună. Rata medie anuală a inflației ar urma să scadă până la 15,7%, spune ministrul finanțelor. Totuși, stăm prost la capitolul bugetul de stat, care va avea o gaură uriașă în 2023. Pentru anul viitor, autoritățile estimează o majorare a veniturilor cu 9% față de anul acesta, fiind de peste 68 de miliarde de lei. Mai mult de jumătate din această sumă vor constitui impozite, taxe și granturi. Și cheltuielile s-au majorat cu 12% și depășesc 83 de miliarde de lei. Așadar, vorbim de un deficit bugetar de circa 20%. Fără să anunțe exact de unde vor veni banii, Dumitru Budeanschi susține că deficitul va fi acoperit din surse externe. Finanțarea netă adică din surse externe este de 12,8 sau 9 miliarde lei, iar pe sursele interne ne așteptăm la 3,3 miliarde lei și încă o parte din deficit în valoare de 2,1 miliarde lei din modificarea soldului bugetar. Cele mai mari cheltuieli prognozate pentru anul 2023 sunt pentru compensațiile la facturi, urmează suportul lunar pentru bugetar și creșterea salariului minim de la 3.500 de lei la 4.000 de lei. Se vor mări plățile pentru alimentarea copiilor în școli, dar și bursele pentru elevi, studenți și sportivi. Și bugetul pentru apărare în 2023 va fi majorat cu 67% față de anul acesta. Anul viitor va crește și salariul brut pentru miniștri de la 19.000 de lei la 25.000 de lei. Opoziția s-a abținut de la vot și a criticat rapiditatea cu care au fost votate legile bugetelor. Chiar și o studiere nu atât de profundă acestui document ne vorbește că nu totul este în regulă în țara noastră. În loc de declarații populiste și promisiuni goale, mai bine să lăsați să vorbească lucrurile în spatele dumneavoastră. Noi nu vom vota acest buget. Pentru lectura a doua avem mai multe amendamente, le vom prezenta. Nu o să votați? E extraordinar. Gafele dumneavoastră nu putem să le susținem. Nu cred că nu o să votați. Eu mă gândeam după așa recomandări că o să votați, colegă. Legea bugetului a fost votată în prima lectură de 54 de deputați PAS. Tot în prima lectură au fost adoptate și legile bugetului, asigurărilor sociale de stat și fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul viitor. Proiectele ar urma să fie votate în lectură finală peste 10 zile. Distracție la schi, sute de oameni costumați în Moș Crăciun s-au luat la întrecere pe o pârtie din Statele Unite. Cursa a fost una de binefacere. Vă spunem detalii imediat. Aderarea României la Schengen ar putea fi repusă pe ordinea de zi a Consiliului de Justiție a UE în luna martie, însă doar dacă Austria se va răzgândi și va susține țara vecină. Declarația a fost făcută de ministrul român de interne, care a publicat o scrisoare deschisă transmisă omologului său austriac, pe care îl acuză de minciună și nedreptate. La 4 zile de la votul Austriei care a blocat intrarea României în Schengen, ministrul român de interne, Lucian Bode, căruia opoziția i-a cerut demisia pentru acest eșec, i-a scris omologului său austriac: dumneavoastră știți la fel de bine ca și mine că problema migrației pe care ați invocat-o nu poate fi imputată României. Au înțeles-o toate celelalte state membre, domnule ministru. Ați reușit să stârniți revolta nu doar a românilor din Austria, dar și a propriilor cetățeni care cunosc realitățile din teren și știu că e injust și imoral să pedepsiți milioane de cetățeni europeni folosindu-vă de argumente false, i-a scris Lucian Bode ministrului austriac de interne într-o scrisoare deschisă publicată pe pagina sa de Facebook. Este o scrisoare deschisă în care îmi exprim revolta și
nemulțumirea și indignarea față de modul în care a procedat ministrul de interne și Austria, pentru că a avut un mandat acolo, în condițiile în care explic foarte clar în scrisoare că niciun semn, niciun semnal din partea Austriei, din partea domniei sale, nu a fost dat României. Lucian Bode precizează că nu doar meritul României și al cetățenilor români a fost călcat în picioare odată cu acest vot. Din punct de vedere tehnic și din punct de vedere al procedurilor, România îndeplinește toate condiționalitățile impuse de acquis-ul Schengen. În schimb, votul, așa cum ați văzut, a fost unul politic și nedrept pentru români și pentru România. Potrivit ministrului de interne de la București, dacă România va reuși să convingă Austria, subiectul privind aderarea țării vecine la Schengen poate fi inclus pe ordinea de zi a Consiliului pentru Justiție al UE din luna martie. Rămâne de văzut, pentru că discuțiile la nivel bilateral vor continua. Printr-o decizie contestată de aproape toată Europa, România nu a fost acceptată în spațiul Schengen, după ce Austria s-a opus, invocând fenomenul migrației ilegale. Olanda i s-a alăturat în condițiile în care se opune aderării Bulgariei, iar votul a fost dat la pachet cu România. Un crater uriaș a înghițit 4 case într-o stațiune celebră de schi din Rusia. În imagini vedem gaura uriașă chiar la periferia unui sat din Siberia, unde de asemenea se află și o mină de cărbune. Autoritățile au reușit să anticipeze dezastrul natural și să ia măsuri pentru a evita orice deces. Traficul de pe drumul principal a fost restricționat, în timp ce activitatea la mină a fost suspendată. Furtunile de zăpadă au lăsat fără energie electrică 10.000 de oameni în Estonia. În timp ce în Polonia meteorologii spun că se așteaptă ca temperaturile să scadă până la minus 20 de grade Celsius. În Marea Britanie, ninsorile, poleiul și ceața au provocat haos în aeroporturi și pe șosele. 10.000 de persoane din Estonia au rămas fără energie electrică în urma furtunilor de zăpadă. Două insule din Marea Baltică au fost cel mai puternic afectate. Traficul rutier, feroviar, naval și aerian a fost întrerupt. Vehiculele pentru îndepărtarea zăpezii au acționat continuu. Având în vedere condițiile periculoase de pe drumuri și prognoza meteo, autoritățile au sfătuit populația să lase mașinile acasă și, dacă este posibil, să rămână la domiciliu. Meteorologii au prognozat mai multe furtuni de zăpadă în cursul zilei cu viteze de până la 26 de metri pe secundă. În Letonia vecină, care este obișnuită cu ninsori abundente, vremea rea a provocat de asemenea întârzieri ale zborurilor. Șoferii din Riga sunt îndemnați să-și schimbe vehiculele personale cu mijloacele de transport public. Zăpada a afectat și Polonia. Mașinile circulau pe străzile înzăpezite. Meteorologii spun că țara va fi cuprinsă de ger, temperaturile urmând să scadă până la minus 20 de grade Celsius în unele zone. Nici londonezii nu erau pregătiți pentru așa o iarnă. Peste 300 de curse aeriene au fost anulate, după ce 4 aeroporturi care deservesc Londra s-au închis parțial sau complet. Pe șosele s-au înregistrat zeci de tamponări, iar sute de școli și-au anulat cursurile spre bucuria copiilor, dar nu și a părinților. Schi în costume de Moș Crăciun. Peste 300 de persoane s-au aventurat într-o cursă pe zăpadă pe o pârtie din SUA. Evenimentul, care are loc anual, este unul caritabil, iar banii adunați vor merge la fondurile locale. Muzică, zâmbete și clinchete de clopoței au putut fi auzite în timp ce oamenii costumați în alb roșu coborau pe pârtie. Zăpadă naturală era puțină, așa că a fost făcută mai multă artificială pentru această tradiție anuală. Participanții au primit un bilet la teleschi în schimbul unei donații de 25 de dolari. Schiorii au purtat câte un costum de Moș Crăciun, inclusiv o pălărie roșie cu ornamente albe. Nu a lipsit nici barba specifică moșului. It's a wonderful, it's the fundraiser for the local food pantry. So we are the show.
bringing everybody in for the food pantry and the fundraiser, and it's doing a lot of good locally here in the area, which is awesome. La eveniment au participat peste 300 de persoane, iar suma adunată în acest an a fost de peste $7,000. Toate aceste fonduri vor merge spre o organizație non-profit care finanțează o serie de activități educaționale pentru copii. Traficantul de arme rus Victor But, proaspăt eliberat în urma unui schimb de prizonieri între SUA și Rusia, a povestit în primul său interviu că sprijină cu toată inima războiul Rusiei în Ucraina și că s-ar oferi voluntar să lupte pentru Rusia. De asemenea, acesta s-a alăturat unui partid ultranaționalist loial Kremlinului. Victor But a spus că a ținut întotdeauna un portret al lui Vladimir Putin în celula sa în timpul ispășirii pedepsei sale în Statele Unite, unde a fost condamnat la 25 de ani de închisoare după ce a fost arestat în 2008 în Thailanda. Я горжусь тем, что, я русский человек, и наш президент, Путин. De asemenea, But a adăugat că dacă ar avea ocazia să-l oferi voluntar pentru a lupta în Ucraina și spune că nu înțelege de ce ofensiva masivă a Moscovei nu a avut loc din 2014. Я, честно говоря, даже не понимала, почему мы это сделали не раньше. Почему в 2014 году, понимаешь, тот же Харьков, он же ходил с демонстрациями, я смотрел по CNN, по Fox News, несли огромный триколор, кричали Россия, Россия, Россия. Донбасс. Totodată, But s-a prezentat din nou ca un om de afaceri care a lucrat legal și a negat că ar fi vândut arme talibanilor, așa cum este acuzat de presa americană. Taliban выставил премию за то, что если меня поймают за мою голову. И как после этого говорить, что я с Талибаном как-то сотрудничу? Это просто, ну, немыслимо. But, supranumit cândva negustorul morții și fiind unul dintre cei mai prolifici traficanți de arme din lume, s-a alăturat Partidului Liberal Democrat, ultranaționalist și loial Kremlinului. El a revenit în Rusia în timpul unui schimb de prizonieri de săptămâna trecută. But ispășea o pedeapsă de 25 de ani de închisoare, fiind acuzat că a conspirat la vânzarea 10 de milioane de dolari în arme despre care oficialii americani au spus că urmau să fie folosite împotriva americanilor. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky propune un summit mondial pentru pace și cere Rusiei să facă un prim pas până de Crăciun și să înceapă retragerea trupelor. Aseară, în timpul unei reuniuni G7, Zelensky a enumerat 3 pași necesare asigurării păcii. Mai mult, armament, stabilitate financiară, energetică și socială și o nouă diplomație. Volodymyr Zelensky a cerut Rusiei să facă un pas concret și semnificativ către o soluție diplomatică care este menționată de Moscova atât de frecvent. Попереду свята, які відзначають мільярди людей, Різдво за Григоріанським календарем, Новий рік, Різдво за Юліанським календарем. Це час, коли нормальні люди думають про мир, а не про агресію. Я пропоную Росії хоча б спробувати довести, що вона здатна відмовитись від агресії. Було б правильним саме на це Різдво почати виведення російських військ з міжнародно визнаної території України. Acesta este unul dintre cei 3 pași pentru asigurarea păcii propuși de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky într-un discurs ținut prin videoconferință în fața liderilor G7. Перший – це нова сила. На жаль, Росія досі має перевагу в артилерії і ракетах, і це факт. Україна потребує сучасних танків. Я прошу вас відкрити цю оборонну можливість для нас. Ми потребуємо більше реактивної артилерії, більше далекобійних ракет. Чим результативніше буде ми з такою зброєю, тим coroțul bude rasistă agresie. Al doilea pas potrivit lui Zelensky este ca liderii occidentali să mențină stabilitatea financiară, energetică și socială anul viitor. El a cerut de asemenea ca G7 să se angajeze să mărească asistența de gaz pentru Ucraina. Terorul proti наших електростанцій спричинив те, що ми змушені використовувати більше газу, ніж це передбачалося, і тому потребуємо додатковою підтримки саме цієї зими йдеться. Luni, liderii G7 s-au angajat să acorde sprijin neclintit și solidaritate Ucrainei, promițând să datoreze țara cu sisteme militare și de apărare aeriană, condamnând războiul de agresiune în curs al Rusiei. Doamnelor și domnilor, jurnalul amiezii se încheie aici. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 21 3645. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi bună!